Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, precum și a Sfântului Cuvios Luca. Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Arhiepiscopul Constantinopolului, s-a născut la Tesalonic la începutul secolului al IV-lea. În pofida tinereții sale, a fost hirotonit preot după primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325, fiind de asemenea chemat de însuși Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, pentru a fi notar și cronicar al Patriarhiei. După moartea Patriarhului Alexandru, creștinii din cetate au hotărât ca pe scaunul vacant să fie ales chiar Sfântul Pavel, profitându-se de absența împăratului Constanțiu al II-lea, care îi susținea pe arieni și care ar fi pus un arhiepiscop adept al ereziei. Victoria Ortodoxiei a fost de scurtă durată pentru că, odată ce Constanțiu s-a întors din Antiohia, a convocat un sinod prin care Patriarhul Pavel a fost acuzat pe nedrept și a fost înlăturat din scaun, în locul său fiind ales episcopul arian Eusebiu al Nicomidiei. Acesta a alungat la Roma pe toți ceilalți episcopi ortodoxi, însă după moartea sa, care a urmat la scurt timp, arhiepiscopul Constantinopolului, Pavel, a revenit în scaunul patriarhal. Deși a fost primit cu multă bucurie de popor, împăratul Constanțiu l-a exilat din nou la Roma, însă sub constrângerea omologului său din Apus, Constanț, a permis ca Sfântul Pavel să conducă din nou biserica. În anul 350, împăratul Constanț, protectorul Sfântului Ierarh Pavel, a fost asasinat pentru a-i se lua tronul, iar Sfântul a fost exilat din nou de împăratul Constanțiu al II-lea, însă de data aceasta în Armenia. Probabil că tot la ordinul împăratului și pentru că acesta s-a temut să săvârșească această faptă în Constantinopol, unde creștinii s-ar fi răzvrătit, Sfântul Ierarh Pavel I al Constantinopolului a fost omorât de un grup de arieni în timpul Sfintei Liturghii. La aproape 30 de ani de la mucenicia Sfântului Arhiereu Pavel Mărturisitorul, moștele sale au fost aduse cu cinste la Constantinopol de împăratul Teodosie cel Mare, iar după aproape încă 1000 de ani au fost mutate la Veneția, unde se află și astăzi.